Știți că mie îmi plac serile mai legere, așa că în seara aceasta m-am gândit să facem o altă experiență și m-aș bucura să văd cât aveți Biblia la voi. O contează, telefon, tabletă, hai să sperăm că o aveți în inimă, să văd dacă o puteți deschide pe cea din minte. Ce data este astăzi? 4. A, patru, bun. Fiind data de patru, 4 alege un capitol 4 din Sfânta Scriptură. Îl alegi pentru tine deocamdată. Așa, Vechiul Testament, Noul Testament, ca să nu ne dați chiar mari bătăi de cap, alegeți totuși ceva mai simplu. Poate începeți cu Vechiul Testament, poate o carte din profeții mici, să nu ne băgați chiar prin balaure acolo. Și aș vrea să te uiți la un capitol 4, și alegi o singură idee de acolo. Ce-ți spune Domnul ție prin capitolul 4? Nu știu, vreo încurajare, vreo mostrare. Nu, bine ar fi încurajări să fie, nu chiar mustrări, că s-a lăsat seara. Și pentru că ați început lucru, vă invit să vă așezați și cât să vă dau? Două minute. Între timp, echipa tehnică pregătește un microfon din ăsta, wireless, wireless, și vedem cine vrea să împărtășească cu noi capitolul ales și ideea care i-a pus-o Domnul pe inimă să o împărtășească cu noi. E, trebuie să vă gândiți la varianta scurtă, o frază sau două. Eu am făcut și fac mărturisiri. Mie la predică îmi place lung numai când predic eu. Deci încolo îmi plac predicile scurte la subiect și punct ochit, punct lovit. Mie nu prea îmi trebuie vorbe. Îmi trebuie o idee și cu vorbele le am eu. După asta, poate îi conving și pe alții să facă cum vreau eu, nu ca mine. Bun, haideți să nu vă mai încurc, da? Aveți voie să colaborați pe familii, nu e nicio problemă, vă puteți sfătui între voi. Toată ideea este că în biserică nu prea putem să ne uităm pe pereți, că Domnul a scris o dată și pe perete, dar n-a fost de bine. Deci mai bine să ne uităm în scriptură decât pe pereți, că dacă urmărim mâna de pe perete, s-ar putea să, să nu fie chiar drăguț, da? Bun, alea două minute au trecut, bănuiesc, da? Sora deja este pregătită, dă te rog microfonul, uite. Ne, sal ne salvează sora, bun. Psalmul 4 cu 4. Psalmul 4 cu 4, băieți, fetelor, fiți pe fază și-l afișați imediat. Cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile, în inimile voastre, când stați în pat, apoi tăceți. Ăsta mai are nevoie de comentarii? Nu. Că așa m-am gândit și eu. Cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Noi avem probleme și la nu păcătuiți, dar la cu tremurați-vă. Nu știu, așa, cine a subliniat recent în Scriptură, fie vă groază de rău. Da, no, bun. Mulțumim, sora. Next, cum zice chinezul. La cine e microfonul? Nu, no, că sora a rezolvat. Așa, da. Psalmul 4, cu 8. Eu mă culc și adorm în pace, căci nu mai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Da, unde este lui Gând înainte de predică? El se curcă și adorme în pace. Aici sau nu? Zice, în locuința mea, zice acolo, da? De ce în locuința mea pot să dorm? Pentru că Domnul îmi dă liniște de plină. Cui vrei să spui asta? Mie. Drăguț din partea ta. Dar poate întâlnești mâine un coleg, un frate, o soră, un păgân, ceva care nu poate dormi noaptea, care are frământări și spui, frătiuț, uite ce mi-a vorbit mie domnul seară. Eu mă culc Adorm, am liniște de plină. Care este secretul? Relația mea cu Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Să știi că ăștia cu probleme, cu tare, ai o grămadă, deci te poți angaja full-time. Mulțumim! Următorul? Următoarea? Curaj, curaj, că din timpul vostru trece. Bun, am și eu predica mea asta, să ne știți, nu? Nu plecați acasă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. 4 cu 13. FSN 4 cu 13. 4 cu 13. Deci 13 e de bine, nu? Să mă bucur de plin aici. Am venit să mă bucur în biserica. Slavă Domnului că El ne întărește. Bun, și la 92 de ani. Următorul. Care el mă învață. Uh -huh, uh -uh. Acum, te-ai uitat la 4 cu 4, dar eu nu cred că e cuvântul acolo. Ah. E super, îmi place capitolul acesta pentru că toți știm experiența aceea extraordinară a lui Solomon, când Dumnezeu spune ce vrei să-ți dau, Solomon spune vreau înțelepciune. Cu precizarea, nu vreau înțelepciune să mă dau mare, nu vreau înțelepciune pentru alte lucruri, vreau înțelepciune să mă împlinesc mandatul pe care l-am primit. Foarte important, nu este o chestie egoistă. Solomon spune așa, eu sunt tânăr, mai pus liderul națiunii, națiunea aceasta are nevoie de unul, așa era atunci, care se învețe binele, răul, voia lui Dumnezeu. Și eu nu sunt stare să fac asta. Dacă eu dau chix în misiunea mea, oamenii o să râde de cine? De tine, pentru că toți știu că tu m-ai pus împărat. Nu oamenii m-au pus împărat, tu m-ai pus împărat. Și o să zic că ce Dumnezeu are Israel că l-a pus pe ăsta de cu stângul în dreptul habarnare, da? De asta, apropo, el mereu va mărturisi că este acolo în voia lui Dumnezeu, iar împărăteasa din Seba, care și ea a fost foarte înțeleaptă după ce vine, că așa sunt surorile fraților. Degeaba spunem noi toți că până nu vine ea și verifică. Da, e ok, vine, verifică și la urmă spune, bă, nici jumătate nu mi s-a spus, ceea ce e ok, da, deci în final e bun. Și știi ce spune ea binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel care așa de mult iubește poporul că i-a dat un asemenea conducător. Ei, toți spunem, măi, cum a reușit Solomon în momentele alea când Dumnezeu l-a surprins, că n-a fost ceva programat. Solomon, ce vrei să-ți dau? Cum de a reușit Solomon să ceară înțelepciune? Care a fost secretul? Exact ce ne-a citit fratele, citiți capitolul 4 din Proverbe, spune așa, Când eram eu prunc la tata, tata mă învăța și îmi spunea, copile, caută înțelepciunea, caut-o mai mult decât aurul, înțelepciunea, înțelepciunea, înțelepciunea. Și am zis, David, nota 10 ca părinte aici. De atâtea ori ai zis la copilul acesta... Caută înțelepciunea, ea este cea mai valoroasă, ea te va păzi, ea te va face un om de succes, toate celelalte. Că, în momentul în care Dumnezeu îi zice lui Solomon, ce să-ți dau? Lui ce-i sună în cap? Ce-i spus, tata mereu, caută înțelepciune. Cât sunteți părinți? Felicitări! Când le a zis ultima dată la copii că mai important decât orice în viață este. Înțelepciunea. Azi sau? Bun, e, e două chestii. Că voi știți că le ziceți prin viața voastră în fiecare zi. Și dacă voi prin viața voastră căutați, căutați, căutați numai ceva, ce o să înțeleagă copilul? Ce căutăm? Bă, tata și mama am văzut un singur lucru. Ei au căutat asta. Asta o să caute și ei. Și apoi vin cuvintele noastre. Investiți în copii, chiar dacă vi se pare că bateți toaca la urechea surdului. Ar fi frumos să spunem Solomon, odată i-a zis taică să o așa minte. Miramaș. Poate că eu fi zis de 150 de ori. Vă dau varianta B când încep copiii să se enerveze. După ce le ții predica, știi, înțelepciunea, caută înțelepciunea cu Dumnezeu, ca să nu se mai supere, uh, o schimb pe întrebare. E nevoie să-ți spun ceva? Și nu, 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 tata, lasă-mă cu chestia aia. Dacă ne-ai zis că e nevoie să spun ceva, deja toată predica e o sunat în cap, știi? Cumva tot faci. Și apoi să dea Domnul să te țină în viață până când vei vedea ca alege înțelepciunea, sursa înțelepciunii. Mulțumim. Următorul. Chiar v-am dat timp de gândire. Poftim. Scurt, că ai fost aici. Deci, da? Foarte scurt. Mica 4 cu 5. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Și ce ai subliniat? Totdeauna sau în veci de veci? Ambe. <laughs> Ambele. Dar uite ce chestie simplă și logică. Toate popoarele cum umblă? cu Dumnezeul lor. Ascultă de Dumnezeul lor. În consecință, cel mai logic lucru, dacă toate popoarele umblă cu Dumnezeul lor, noi vom umbla cu Dumnezeul nostru. Știți ce este trist, urât, rușinos? Că popoarele păgâne nu schimbau balaurii, butucii și bolovanii. Mamă, cu bâle am făcut toate dintre. Sunt inspirat la voi, da? Cine își schimba Dumnezeu? Israel. Păi să nu ne fie rușine. Domnul să aibă mire de noi, corect. Adică alții au Dumnezei care nu le oferă nimic. N-aud, nu văd, nu simt, poți să plângi că nu îmi interesează. Și ei sunt loiali. Noi avem un Dumnezeu viu, adevărat, puternic, lângă noi. Plânge cu noi, ai spus, dar nu întârzie niciodată. Și noi, hai să încercăm cum ești cu butucul. Am găsit noi o cioată acolo, plânge cioata, știi? Și, da. Auzi tu că te-ai băgat în Ioan 4 până ajunge microfonul la următorul. Cine-i microfonul? unde e microfonul? Așa. Și cu îl dai? Sau tu? Păi zile se dea în vală. Până lămurești tu pe cineva, poate ți se pune pata pe cineva și apoi mi-l dai mie. Tu te-ai gândit vreodată cum ai ieșit laser din mormânt? Cum? A, interesant a ieșit. Nu te-ai gândit niciodată la teleportare. Păi acolo, ca să-ți dau temă de casă, Lazar era făcut uh, cochilie tot, Cristos spune, ieși afară, se spune că avea mâinile, picioarele tot legate, ce deci era împachetat, el iese afară și apoi spune, dezlegați-l ca să poată umbla. No, cum a venit el de acolo până aici? Cum? Puterea cuvântul. Puterea cuvântul. Puterea cuvântul. Putea să vină așa, totul zburând. top top da. Păi nu, dacă te uiți în Scriptură, Dumnezeu l-a luat pe slujitorul de acolo, l-a dus nu știu unde, l-a luat, ce era problemă să-l aducă peste 5 metri din putoare la aer curat? Cuvântul tău, da? Bun. No, care e mai cu capitolul 4, că mă întorc eu la 4-a mea. Deci numai. Bun, mulțumesc. Apreciez că sunteți drăguți cu mine și mă lăsați pe mine. Haideți să deschidem în Matei capitolul 4. Știe cineva fără să deschidă ce la început? Ispitirea, da? Și gândul care mi l-am notat eu, eram la marcul 4 și nu se potrivea, da? Deci gândul care mi l-am notat eu este următorul. Ispititorul poate fi alungat. Haideți să recunoaștem realitatea. Ispititorul vine la toți. Corect? Adică dacă vine inclusiv la Isus Hristos, de ce n-ar veni la noi? Da? Ispititorul vine, ispititorul găsește metodele lui să ne ispitească, este expert în asta care are foarte multă vechime. Ce mi se pare mie aici interesant? Că ispititorul nu vine cumva neapărat cu păcate sau cu păcate strigătoare la cer, cum zicem noi. La Domnul Isus Hristos vine cu următoarea idee. Îți este foame. N-ai mâncat de atâta timp. Dumnezeu, Tatăl tău, a hotărât ca omul să mănânce. Ai puterea să transformi pietrele în pâini. Nu fur de la nimeni, nu sărăcești pe nimeni. Din potrivă, o să-ți arăți slava și gloria și o să se mai adauge o minune în viața ta că ai transformat pietrele în pâine. Fă minunea, prin minunea asta îl glorifici pe Tatăl care ți-a dat toată puterea, arăți că ești Fiul lui Dumnezeu și ieși tu liniștit. Cum vi se pare chestia asta? Deci, întrebarea să-ți împlinești o nevoie legitimă, e păcat sau nu? Întrebarea, noi trăim să ne împlinim nevoile sau trăim să împlinim voia lui Dumnezeu? Că toată lumea trăiește să-și împlinească nevoile. Ateii nu asta fac, păgânii nu asta fac. Și Cristos vine și îmi dă următoarea lecție. Eu nu voi folosi puterea lui Dumnezeu pentru nevoile mele personale. Eu folosesc puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea planului Său. Și dacă Tatăl mă vrea flămând, deși eu pot face pâine, niciodată nu voi folosi puterea lui Dumnezeu ca să se împlinească voia mea nevoia mea și nu planul lui. Vrea tatăl să sufăr, sufăr. Vrea tatăl să-mi fie sete, îmi va fi sete. Vrea tatăl să-mi dea belșug de apă, poate să facă. Ispititorul poate fi înfrânt, alungat, dar aș face câteva mențiuni. Când Isus îl biruiește pe ispititor, era Fiul lui Dumnezeu sau era Fiul lui Dumnezeu? Era. Și cum vi s-ar părea un sfat de al meu pentru un păcătos, alungă-l pe diavolul. Apelând la exemplu Domnului Isus, că și Isus l-a alungat, da? Păi omul dacă avem avea minte, spune, băi, stai un pic. Isus l-a alungat pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Eu cum să-l alung dacă eu nu sunt Fiul lui Dumnezeu? Da, dar înainte. Asta e cealaltă întrebare. Un păcătos care folosește cuvântul, îl va alunga pe Satana sau nu? Sau înainte de a folosi cuvântul, ar trebui să fiu al Domnului și apoi să folosesc cuvântul Domnului? A, a doua variantă. Păi, vedeți, și aici n-ar trebui să înșelăm pe oameni sau să-i ajutăm să -i înșele. El spune, domne, nu pot, nu pot cu tare, nu pot cu tare, am încercat, mai citește și scriptori, nu pot. Păi spui, omule, tu primul lucru care trebuie să-l faci este să devii fiul lui Dumnezeu. Când ești fiul lui Dumnezeu, atunci te umpli cu cuvântul. Și un fiu al lui Dumnezeu, care folosește corect cuvântul, îl alungă pe satana, până la o vreme că la vine din nou, da? Deci dacă oamenii ar întreba de ce să mă pocăiesc, unul din motive e să fii biruitor. credeți pe oamenii care spun încerc și nu pot. Că doar fiul lui Dumnezeu îl pot alunga pe cel rău pentru că Dumnezeu în ei îl alungă pe satana. Cel ce este noi, da? Deci vă rog să vă notați gândul acesta, orice ispite bine. orice... Satana poate fi alungat, cel puțin două condiții. Să fiu copilul lui Dumnezeu și să folosesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu îi spunem a împelițat, ia cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu este cuvântul acesta, știi, să l ia oamenii așa, să știți că oricine ar folosi Biblia. De fapt, și unii încearcă să o folosească, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este dat pe mâna oricui să facă ce vrea, da? Marcu, dacă tot am pomenit Marcu, hai să vedem în Marcu capitolul 4, alegem ceva. Deci, uite, ia ultima parte, potolirea furtunii. Și mi-am notat ceva foarte simplu de aici și practic. Furtuna poate fi liniștită. Pe la noi nu apar furtune, așa -i? Dar de ce să apară furtun? Că noi călătorim doar în ascultare de Isus, corect? Am înțeles. Iș, aproximativ, da? Să presupunem că toată viața noastră, în fiecare moment, am fi în voia lui Dumnezeu. Va apărea furtună sau nu apare? Dar cine era un furtună? Ucenicii. De ce erau ucenicii pe mare? Că Isus le-a spus: Urcați în bărcuță și treceți de partea cealaltă. Deci, vorbim de o seară liniștită, vorbim de o zi în slujirea lui Dumnezeu, dacă veți citi toate, după ce îl slujesc pe Dumnezeu. Și îmi spune Isus să trec de partea cealaltă, n-ar fi bun versetul, eu mă culc și adorm în pace, da? Și taman de niciun, de fără nicio avertizare, meteo. Auzi că sună telefon, din, din, sau cum face, știi, cu figuri din astea, dar până să te uiți la telefon, nu au trecut, asta e baiul, că s-au instalat. Și stai și te gândești, măi, suntem ai Domnului, l-am slujit pe Domnul, am sacrificat pentru Domnul. Nici măcar nu ne avertizat, domnul, copii vă duceți, dar vedeți că o să aveți niște speed bumps, dar eu o să fiu liniștit, vin lângă voi, da? Și ei sunt terminați. Și ei spun pierim. Și când îi se adresează Domnul, îi spun, doamne, pierim, scapă-ne. Poate fi liniștită furtuna. Adică Dumnezeu poate liniști orice în universul acesta? Amin. Și eu cred. Mai am o întrebare. Pe cine liniștește Domnul mai ușor? Marea sau pe ucenici? Păi, acum, imaginați-vă că Domnul Isus, că Domnul nu face, nu a noi ne permitem, da? Și după asta regretăm. Poate, Domnul Isus s-a uitat la mare și a spus, taci fără gură, da? Și da. Dacă ar fi spus la surorile care erau cu el, de ce <laughs> Că nu-i de râs. Da, nici la bărbați nu le pot spune taci, fără gură, da? O, Doamne, ai milă de noi. Uh, trecem prin furtuni. Și vă rog frumos, nu-i credeți pe cei care spun că dacă umbli cu Dumnezeu, viața este autostradă cu 22 de benzi. A, ah, că poate fi așa, poate, dar eu nu cred în așa ceva. Deci cred că Dumnezeu poate, dar spuneați voi că Dumnezeu Vedeți, când te duce Domnul în furtună, nu înseamnă că ai rămas la îndemâna furtunii. Până la urmă, furtuna a fost una dintre frumoasele lor experiențe. Dimineața spuneam într-un loc, noi vrem experiențe cu Dumnezeu. Aș citit despre experiențe cu Dumnezeu în birou? Știi, te duci la aer condiționat, te bagi într-un fotoliu din ăla Lazy Boy, ce bine că nu există lazy girls. Ar fi tragedie, știi? Numai băieții sunt leneși. Stai acolo, îți bei cafeaua cu tare și după asta să vedeți experiențe cu Dumnezeu. Experiențele cu Dumnezeu nu sunt fotoliu și acolo. Pot fi, nu știu, că citești cuvântul. Experiențele cu Dumnezeu sunt în furtună. Experiențele cu Dumnezeu sunt în teren. Ne vorbește Pavel, vedem atâta experiențe cu Dumnezeu. Dar unde? În jug, în slujire în vestirea Evangheliei, între dușmani, între duhurile necurate. Acolo sunt experiențele cu Dumnezeu. Unii spun că nu lucrează Dumnezeu astăzi. Păi nu lucrează la noi, care mergem bala la plajă, ba la solar, la solar din ăla cu pătlăgele, ca să fie bio, nu? M-am gândit surorilor la altceva, solare, nu? Da. Nu, da, poate și acolo te ajută să nu te prăjești. Dacă ai băgat prea mult, nu știu. Dar Întrebați oameni care lucrează în alte țări, în alte medii. Să vedeți, ai au experiențe cu Dumnezeu. Dar ca să ai experiențe cu Dumnezeu, trebuie să fii acolo unde te vrea Dumnezeu, indiferent cât de mari ar părea valurile, furtuna, sau îi spune, frate, acolo e foarte periculos. Ba, e periculos, și? Dacă Dumnezeu îți cere și dacă nu ne-a cerut altceva, ne-a spus să ne ducem cu Evanghelia. Deci, din Matei ce mi-am notat? Ispititorul poate fi alungat, biruit. Din Marcu mi-am notat, furtuna poate fi potolită de Domnul Isus Hristos. Când strigăm la El, când suntem ucenicii Lui și toate celelalte. Și aici eu aș vrea să fim cinstiți, să nu te duci la un păgân, la un necredincios și să spui, băi, Iisus va liniști furtuna din viața ta, că el e... Să spui, auzi, eu ți-a spus o variantă. Știu pe cineva care liniștește, dar el liniștește pentru ai lui. asta e sigur. Și a spune, băi, tu ce nu te pocăiești tu să fii copilul Domnului și să aibă el grijă de bărcuța ta, de familia ta și celelalte. Este un motiv ca oamenii să se apropie de Dumnezeu, dacă nu găsesc alte motive. A zis cineva de Ioan 4? Da, a zis, că am auzit eu la început și ce vreau avut? Și din Ioan 4 ce v-ați nota? Știți acolo, ca femeia din Sihar, la fântână, deci ne ajută, da? Bănuiesc că știți experiența. Vezi, asta e o seară în care unii vă dați seama cam cât cunoașteți Biblia. Când zice unul un capitol, tu ai un tablou în minte sau tabula rasa? dacă te și întreb care e Ioan, înseamnă că știi Biblia. Da? <laughs> dacă știi Biblia, bun. Și acolo e clar că e o femeie, o femeie păcătoasă, evidentă, că e păcătoasă, are un nume și un renume în societate, etichetele, toate celelalte. Și noi nu vrem să luăm nimic din etichetele rele, deși nu știu dacă toate care le-am pus sunt acolo. Cum se finalizează capitolul 4? Deci, femeia la început este o păcătoasă, da? Cum este la finalul capitolului? Apostol, frate, ai grijă ce zici, că zici bine. Păi ea devine marele evanghelist al lui Isus. În timp ce ucenicii unde erau? A, erau la, am vrut să zic, dar să nu dăm nume ca să nu facem reclamă, erau la meniu zilei. De deci ei nu mai puteau de foame la meniu? N-aveau ei treabă, Doamne, artă mă că frații noștri, știți ce Ei nu aveau treabă cu Isus, să spună la samariteni, Isus este aici, a dat znebală, vedeți că cine e mare evanghelistă? Femeia. Aceeași femeie. Aha, transformată. Și atunci mi-am notat: păcătoșii pot fi transformați. În ce condiții? Să se întâlnească cu Isus, să asculte de Isus, să-i ceară lui Isus, să-l creadă pe Isus. Nu v-ați întrebat, femeia aceea se întâlnește prima dată în viața ei cu un bărbat, un evreu? Evreii nu aveau nicio legătură cu samariteni, afară că îi bat jocoreau. Evreii, surorilor, nu aveau treabă nici cu femeile lor. Știți că ăștia care se considerau mai spiritual, mulțumeau lui Dumnezeu că nu sunt câine și femeie. Cu atât mai mult dacă vorbeai de o femeie că Te întâlnești cu un astfel de bărbat, începi să vorbești cu el și la un moment dat îți spune el lucrul la care nu te-ai gândit niciodată, că Există un izvor, există o apă care dacă o bei, în tine se transformă în izvor și nu mai este sete. Și apoi omul acela, discutând, spune, sunt eu Mesia. Și femeia lasă găleata, ulciorul, cum vreți și pleacă, păi ea l-a crezut sau nu l-a crezut? Să-l crezi pe Isus să-l crezi că el are ce zice, să crezi că el dă ce promite și să crezi că el se poate îndura și de alții. Da, transformare. Dar ascultați-mă, cred că în mod intenționat Ioan a luat cazul acesta să ne arate că și păcătoșii pentru care noi credem că nu există iertare. Dacă se pocăiesc, Dumnezeu îi poate Mântui și folosi. Mântui și folosi. Care era păcatul femeii? Nu, nu, nu. Să nu punem în cârca ei, ce nu. Deci a fost păcat că s-a măritat de cinci ori? Că nu spune că a trăit în concubinaj. Ea s-a măritat de cinci ori. Nu, Să nu vă descriu eu filmul că e interesant și lung. Eu n-aș putea spune că păcatul ei că s-a măritat de cinci ori. Că sperăm că e un gropat pe toți cinci. Și a fost liberă. <laughs> unele au darul acesta. Deci eu știu că unele au darul acesta. Da, dacă pot să îngrop pe cât mai mult, asta este, frate. Ești liberă ca pasărea celui. Păcatul ei, ei nu era că e un grupa pe cinci, că cu al șaselea stătea, nu era ei. Nu era ei. Bine, avea ea probleme și cu celelalte, că noi, totuși o taină mare acolo la... Dar e... o astfel de femeie ați invitat-o la voi la învierea. Nu cred că dă bine pe ecran. Nu, că noi nici pe Rahav nu cred că am invitat-o. Astea sunt două femei care așa ne pognesc. N-ai vrea să faci poză, și eu chiar vă recomand să nu faceți poză cu Samaritana. Nu contează că e 12 ziua. Îți face unul, să o umblat în calculator, în telefonul luat, o pune, a doua zi e comitet, filială, <laughs> nu mă duc mai departe ca să nu mă dau idei și ești rezolvat. Deja vă spui, frate, păcătoase miezul zilei, de ce nu erau atâtea care să le evanghelizezi? Pe asta ar trebui să evanghelizezi. Deci nu, Iisus și-a asumat riscul că n-avea cine le exclude. El nu se temea de oameni, el se temea de unul singur. Să fie în ascultare de tatăl și -o tatăl lui acolo. Am senzația că noi, evanghelici, avem câteva categorii de oameni care nu intră pe lista noastră de evangelizare. Și nu mă refer la evangelizare, o evangelizare înțeleaptă. Noi facem selecția inclusiv cine poate fi mântuit sau nu, corect? N-ați auzit pe nimeni spunând, peste ăsta în veci nu-l salvează nimeni, nu. asta frate, n-are ea treabă cu scriptura, cu nu-ți pierde vremea. Ați auzit vreodată? Eu ca păstor am auzit, de la fraze, ei nu știi. Dar prin gând vă trecut vreodată că unii Înveci? Și de la cine credeți că a fost gândul? Știți ce, e ce... interesant pentru mine și Ați auzit interpretarea asta, să nu dați mărgăritarele voastre porcelor. Și cum, cum ați auzit interpretarea? Că mărgăritarul e Evanghelia, că păcătoșii cine sunt? Porcii. Deci, da, sper că nu se transmite. Încearcă și tu cu un coleg de-a tău. Să zici, băi, uite numai ce am citit în Scriptură, eu spocăit, mie Dumnezeu mi-a încredințat mărgăritarele, dar am citit acolo să nu le arunc la un porc ca tine. Auzi, se împlinește, ăla se întoarce și te rupe. Dacă nu te rupe, înseamnă că chiar e, chiar e cercetat, știi? Frații, dar de unde scoatem noi ideile acestea? când i-a numit Domnul Iisus Hristos porci pe păcătoși? Când s-a comportat cu ei? Cum te-ai comportat cu niște animale? Noi scoatem din context așa ideile noastre ca să ne găsim scuze să nu împărtășim Evanghelia. Frați și surori, păcătoșii pot fi transformați. Nu de noi, de Isus. Că poate fi transformată femeia și apoi ni se demonstrează că poate fi transformată o localitate. Samaritenii ăia, nenorăciți cu inima împărțită și ăia pot fi transformați. De cine? De Isus Hristos. Dar cineva trebuie să-l ducă pe Isus, cineva trebuie să-i cheme la Isus. Și aceștia ar trebui să fim noi. Să credem noi, să ne punem în minte, Dumnezeu poate salva. Și iarăși citim așa istorie. Bă, ați auzit cum l-a salvat Domnul pe la incredibil. De ce l-a salvat? Pentru că cineva a crezut că Dumnezeu salvează. Și cineva s-a dus, a vorbit, s-a rugat, a postit, n-a crezut că este în zadar. Ca să nu uit, că nu-mi pot nota, Matei 4. Ispititorul poate fi alungat. Țineți minte măcar pentru seara asta, că s-ar putea să vă facă o vizită. Îmbrăcat drăguț, parfumat, bărberit, sigur nu o să se prezinte ca dracu, ci o să se prezinte ca un foarte bun consilier spiritual, o să spună ce poți viziona seara asta, cum răspuns la anumite mesaje, mă opresc aici să nu mai intru la alte categorii. Deci, ispititorul poate fi alungat. Dacă, marcul 4, furtuna poate fi potolită, liniștită, domolită, cum vrei tu, dacă, da, seara asta nu o să fie furtună. Probabil, că așa e timpul, probabil. Poate nici săptămâna viitoare, probabil. În caz că vine la voi sau la alții, nu uitați, furtuna poate fi potolită. Nu săriți din barcă. Rămâneți acolo. Să vină Isus la voi. Nu sări că apa e adâncă și valurile sunt mari și te înghid, da? Deci Matei, Marcu, Ioan, cum e? Păcătoșii pot fi transformați, pot fi mântuiți. Bun, hai să vedem ce să mai. Ce am scris pe aici. A, ah, uite, am zis și fapte, da, să iau și fapte dacă vine după Ioan. Fapte 4, aici am luat ceva foarte specific, nu este cazul la voi, dar poate că ați putea să le spuneți altora. Fapte 4 cu cât am zis? Da, am zis, nu? Da. Mi-am notat eu de la 23, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la lor le-au istorisit tot ce spuse pe din mai de seamă. Când au auzit aceste lucruri, au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis și s-a rugat și au cerut și locul s-a cutremurat. Poate adunarea fi unită? Chiar dacă e formată din oameni diferiți? Știți că după asta în adunarea aceea vor apărea că văd duvelele lui oia, că nu știu ce, dar uite că Există perioadă, măcar cea de la început, când biserica se poate uni în jurul cuvântului. Biserica se poate uni în jurul lui Hristos. Biserica poate fi unită în jurul slujitorilor. Biserica poate fi o inimă și un gând. Biserica crede în Dumnezeu, cere la Dumnezeu și Dumnezeu ascultă și binecuvintează. Păstrați unitatea bisericii. Unitatea o face Hristos. El ne așează în trup. Dar apoi ne poruncește în puterea Duhului, prin legătura Duhului, să păstrăm unitatea în trupul lui Hristos. Unitate nu înseamnă la fel. Unitate nu înseamnă aceleași daruri. Unitate înseamnă o inimă, o minte, un gând în Hristos suntem diferiți ca vârstă, kilograme, înălțime, culoarea ochilor. Adică un om plin de Duhul lui Dumnezeu are diferență față de celălalt că îți trebuie să umpli două pagini. Dar există ceva ce ne unește, ceva ce ne leagă, legătura aceea cu capul, toate mădularele împreună. Vă aduceți aminte cei care ați mai citit în Vechiul Testament, când se vorbea despre victorii extraordinare, se folosește o expresie. Poporul a luptat ca un... Ce vă spune asta? Că a luptat ca un singur om. Au fost uniți, au mers în aceeași direcție, au ascultat, s-au organizat, a fost foarte bine. Dumnezeu este acela, slăvit să fie El. Biserica poate face lucruri mari în unitate în Hristos păstrați unitatea, unde trebuie să reparăm, reparăm și când e vorba să discutăm, că acum hai să vorbim așa deschis, că eu știți să-ți mai cu perdea. Când vorbești cu altul dintr-o altă biserică sau când mai auzi și că alții au necazuri, nu-ți vine o leacă să te bucuri. Domnul să ne ierte, știi? Și n-am putea să spunem niciodată, păi oameni buni, sunteți frații noștri, chiar dacă cântăm diferit, avem gusturi diferite, avem scaune diferite, până la urmă suntem frații noștri. Păi, fiți uniți, pocăiți-vă toți, băgați-vă mințele în cap, fiți uniți, să ne ferească Dumnezeu să îndemnăm la dezbinare. Nu îndemnați niciodată la dezbinare în familie. Nu îndemnați niciodată la dezbinare între tineri, între frați, între surori, în biserici. Ferice de făcătorii de pace. De cei împăciuitori? Așa să ne ajute Domnul. Adică El ne ajută dacă vrem și noi, da? Cum putem ajunge în 1 Corinteni 4? Dând înainte, nu? Da, bun. Am ales un verset, am rămas la un singur verset, un verset pe care eu multă vreme l-am citit greșit. Nu știu de ce. Versetul 7... Știți cum l-am citit o multă vreme? Ce te face deosebit? Până într-o zi în care mi-am dat seama că nu este că ce te face deosebit. Ce spune versetul? O, bine, asta e mare diferență. Păi cine m-ar putea face pe mine deosebit? Sau dracu'? Că sunt numai două forțe, hai să fim. E, și întrebarea mea, satana te poate face deosebit? Fui, hai de mine! Deci el face niște transformări de vii viral de numă, adică ce poate face satana? Păi gândiți-vă numai la îndrăcitul din gadara. Nu l-a făcut pe ăla deosebit? O intrat în cărți. Adică știau toți, nu numai familia lui, știa tot satul, știa toată regiunea, că el rupe cătușe, vine poliția, sparge dubă, iese din dubă, adică parcă e un robot din ăsta, știi, care sfarmă tot cu tare, băi, groaza, nu mai... Că dracul l-a făcut deosebit, deci ăsta chiar era pe val, pe alt val, da? Pe nu pe valul care trebuie, da? Și vine Hristos și Hristos exact din același om arată că și el poate face ceva din persoana respectivă. Dar este alt film, da? Acum, întrebarea mea, care vreți să fiți deosebiți? La momentul sincerității, ridicați toți mâna sus. Ce, ție nu? Da, tu nu vrei să fii deosebită. Bă da, da, târziu, ai ridicat-o, da, că altfel de ce te feștești, te îmbraci, te cutare, la, da, da. Bă, hai să fim serioși, că nu suntem chiar fraier, n-am trecut deja la de asta. Și și la băieți, nu vă dați voi că nu vreți să știți, sală, minun, treburi, da, da, spuneți voi, vă cumpărați mașini cu tare, de ce? Să impresionați, să fiți, că dar nu vreți să fiți ca gloata, sau nu ca gloata aia, înțelegi, da? Pun întrebarea asta ar trebui să fie foarte serioasă pentru noi mă fac eu deosebit. Ca asta e o înșelare, că oricum nu mă pot face decât să mă schimonosesc, da? Până la urmă există cineva în spatele gândurilor mele. Și alegerea este simplă. Mă dau pe mâna lui Hristos să mă... Și le foiască, să ne bărdălească, să ne cioplească, în fine, cum vrem noi, da? Hristos se ocupă de machiaj, de nestă, de... Cum ar fi o predică? Salonul de înfrumusețare a lui Isus. Beauty shop a lui Isus, da? Unii ar putea predica să spună câte flexuri are acolo, câte cutare, și ar găsi farburi cutare. Știți ce am aflat eu? Că Isus nu se preocupă de cosmetizări. Am găsit cuvântul, ca la morți, cosmetizare. Isus se ocupă de transformări radicale. Isus n-a venit să-l cosmetizeze pe laser, dacă tot ai zis. Că putea să dea parfum în loc de putoare. Da. Și toată lumea se mirau, Au făcut Hristos minunea, mortul. E parfum. <laughs> miroase bine, știi? Mare brânză că mortul miroase bine. Asta ne interesează pe noi. Hristos nu vine să cosmetizeze morți, Hristos vine să învie morți. Hristos nu vine să reducă din păcate, Hristos transformă păcătoși în sfinți. Hristos ne ia din moarte și ne duce la viață, ne ia din mizerie și ne duce la glorie. De asta, dragii mei, eu am o problemă cu pruncii pocăiților. Bine, am problemă cu noi, predicatorii, că noi suntem vinovați de foarte multe, eu nu mă prea gândesc la ziua aceea cu bucurie de multe ori să știți că dacă tai socoteala înaintea Domnului de niște chestii, în fine, hai să nu ne stricăm seara că se aracă, e ok. Dar. Nu, nu că mă gândesc să zic sau să nu zic. Poate că zic. Câți? Uite, așa între noi, că nu se filmează, câți dintre voi știți ziua în care va transforma Dumnezeu? Ceilalți sunteți transformați, dar nu știți când, așa? Și-am inventat noi ideea asta că la mine a fost un proces. Că m-a dus la grădiniță creștină, m-a dus la biserică, m-a dus la cutare, am făcut cântecele, am fost cutare și într-o zi, nu știu exact când, imaginați-vă că vine unul și spune, eu nu știu când m-am născut. Dar mai ta ce-o zis? Habar n-are. Neamurile tale, nimeni n-are nicio figură. De ce sunt viu, dar habar n-am când a venit pe lume. Ar fi foarte interesant. Te-ai întâlnit cu unul, te-ai întâlnit cu laser, să spui, păi laser, tu când ai înviat? Have no idea. N-am nicio. Știu că am fost mort, știu că sunt viu. Păi când vine la ăla care a fost orb și spune, omule, când ai văzut? Ăla spune 24 septembrie, ora 10, 32 de minute. Cum adică eu? Nu știu când am văzut, când mi-a deschis Hristos ochii? Și asta pentru mine, nu, nu vreau să pun o etichetă în seara aceasta, dar pentru mine e un semn de întrebare. Mă, cum de nu știu eu când m-a transformat Dumnezeu? Ori transformarea a fost atât de sensibilă, adică am fost aproape <gă> mort aproape viu și Hristos nu m-a făcut o chestie acolo, sau ar trebui să ne mai gândim mai serios un pic la... Acum eu, dacă v-am băgat în să vă dau și soluția. Până la urmă ce aș face eu în locul vostru, că mai fac și chestii din astea. A spune, Doamne, dacă eu nu știu și la mine a fost proces cu mama și bunica, stai să spun o chestie în seara asta, 4 februarie 24, eu mă pocăiesc de toate păcatele mele, am hotărât să-mi bag mințile în cap, mă leg cu toată ființa mea de Isus Hristos, Fiul tău, de botezat nu mă mai botez, că ajungi atunci cum am făcut-o, și de azi înainte vreau să trăiesc serios ca fiu. Amin? Și atunci aș spune, păi, nu știu exact cum a fost acolo, dar ca să fiu eu on the safe side și ca să fiu eu sigur, e un 4 februarie 24, ce am făcut? Eu m-am predat lui Isus 100%. Deci, ori vă aduceți aminte când, ori... Acum, nu? N-aș putea să uit niciodată. Deci și eu crescut la pocăiți cu tare, nu știu ce, dar când eu i-am făcut o rugăciune lui Dumnezeu aia, câtă vreme Dumnezeu îmi ține mintea, nu pot uita, în momentul în care eu am spus, Doamne, astăzi, de ce nu sunt eu acolo în botez? De ce nu sunt eu acolo între ei? Și am spus, Doamne, următorul botez, dar nu mai mișcă nimeni, la următorul botez eu sunt în apă. Păi cum să l uită astea? Da, păcătoșii pot fi transformați, dacă îi schimbă Hristos, El ne face deosebit. Și eu a zice să vă dați pe mâna lui Isus. Toți care vreți să-i impresionați, să arătați bine, să străluciți și în lumea asta și în lumea viitoare, dați-vă pe mâna lui Isus. Și spune Isus, dă tu cu flexul care trebuie, dă tu cu pensul la care trebuie, operează tu, adaugă tu, taie tu, numai când mă prezint înaintea Tatălui, cum să fiu? Curat, strălucitor. Uh... Eu când trebuie să închei? A, în patru minute, am înțeles, da. Evrei, capitolul 4. Multe predice ați auzit de aici, din Evrei 4, nu? Nu știu dacă recent. Știe cineva ce spune Evrei 4? Acolo, chiar la început. Numai hmm? unde găsesc eu evrei? Dar nu e chiar simplu și așa cu... Ce crezi că e ușor de găsit? Nu, oh, dar cei care nu găsiți ușor... Hai să vă spun un lucru. Voi știți că Biblia are cuprins și scrie pagina. Te uiți la cuprins, pui degetul și vezi, da? Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare promisiunea făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se trezească venit prea târziu. Vedeți, oamenii aceștia care sunt avertizați, oamenii știau adevărul și bănuiesc că cei mai mulți și-au propus să folosească informația. Cu următoarea precizare. Păi, acum sunt prea tânăr, acum nu sunt sigur, acum sunt la liceu și, păi, aici la liceu tare mulți derbedei, nu știu dacă mă pot ține, dar dacă mă ajută domnul și mă duc la facultate la facultate, gata frate, m-am pocăit, am rezolvat-o toată. La... Când ajungi la facultate, zici, bă, m-aș însura, m-aș mărita, parcă ăștia din lume mai pocăiți decât ăia din biserică pe care îi cunosc. Interesant în ce cercuri umblăm noi, știi? Că ești mai pocăiți, da? Am închis paranteza, da? Dacă ne-aș găsi eu unul sau una din ăștia buni, deja cizelați, și ne mărităm și după aia ne pocăim, îl aducem și pe el și pe ea, știi, facem evangelizare, toate treburile alea. După ce te-ai căsătorit, mai vin furtuni cu tare, zici, băi, chiar acum la început nu, că acum trebuie să ne facem casă, să fim și noi pe val, și dacă nu faci niște șmecherii, nu prea ai cum, știi că nu le poți face toate cinstite. După ce terminăm casa, dacă nu suntem terminați noi, poate la pensie, că noi chiar vrem să ne pocăim, adică noi veșnicia cu cine o vrem? E clar cu Domnul Isus. aici nu vrem noi cu Domnul Isus, că aici nu e în stare Isus să ne asculte, nu e în stare să ne ajute, dar dincolo... Ei, și ce se întâmplă la oamenii aceștia? Să vă spun experiența mea ca păstor? Oamenii cei mai mulți, oamenii care mi-au spus, domnul pastor, eu nu mă pocăiesc acum să fiu ca ăștia. Dar ascultați, când eu mă pocăiesc, nu o să fie pocăit ca mine. Adică, domnule, dacă eu o fac, la mine o să curgă pocăința prin vene. Știți ce am văzut eu la cei mai mulți oameni trist? Că ei, probabil că au fost serioși, mai au venit niște surprize în viață și pe când au vrut ei, a fost prea târziu. Ca la noi cu intrarea în corabie. Poate că unii ar fi... Eu cred că atunci când au început valurile, știi, să vină și-au crescut apa, eu cred că și doamnele când le-au umflat așa rochii, știi, și te-au ridicat sus, ar fi vrut să prindă ușa, nu? Avea o mică problemă. Care era? Că ușa era închisă. Să stai acolo, asta mi se pare mie grozăvia la iad. Să zici, frate, de eu le-am știut pe toate. Eu oricând puteam să fac pasul. Eu oricând puteam să împlinesc condițiile. Dar mie mi-au lipsit două secunde. Mie mi-a lipsit o zi. Nu știu, o săptămână din viață. Rugămintea mea, să nu ne trezim că e prea târziu. Ascultați-mă, nu să nu ne planificăm pentru prea târziu. Că oamenii nu își planifică pentru prea târziu, ci doar se trezesc. O să vă spun unora, că nu știu cât ține Dumnezeu lumea asta, iarăși o mărturie, experiența mea ca păstor, mai suntem chemați, că noi credem în importanța botezului și eram chemați să mai botezăm pe câte unul acasă. Cum să nu? Te bucur, frate, că omul se pocăiește, merem să-l botezăm în vană. Vă dau un caz. Am ajuns acolo, m-am uitat o leacă, mă, cam micuța apa în vană, știi, de-o palmă acolo. Nu au zis, lasă, s-au gândit să nu iasă aburi până ține o scurtă, așa. Dar deci ce eu, nu știu, să dau drumul la apă și să o umplu, știi? Nu, no, pe când am terminat eu cu predicuța, cu nu știu ce, cu un grup de frați acolo, când să... Nu! Că eu nu suport apa, că mor. Am făcut ce am făcut, nu știu. Mă gândeam așa în drum spre... Că mai avem și noi păstori câte o leacă de conștiință, nu atât cât voi, dar... Pe drum mă gândeam, mă, dacă m-ar întreba cineva, băi, Viorele, unde ai fost și ce ai făcut? Ce să-i spun eu? Că botez nu a fost. Deci botez, cum credem noi, nu a fost. A fost un fel de 15 feluri, dar eu n-am fost liniștit, da? Nu știu dacă după prima sau a doua, că mi s-o mai, o mai odată, nu? că e râvna mare la frați, la surori, minte mai puțină la mine sau ceva, m-am dus la comitet și am spus, fraților, am o problemă. Eu la chestiile astea nu mă mai duc. Eu nu mai stau să nu dorm noaptea pentru că este de genul ăsta. Eu vreau să fiu curat înaintea Domnului. De adică deja mai bag eu pe ei în rai și îmi rezerv eu la demisol, știi? E bun că am avut coleg și ăla mai tânăr ca mine. O să las că le rezolv eu. s a dus și el, o mușcată de vreo două ori. s a terminat. Și m-am dus în biserică, că aici nu trebuie aprobarea comitetului, știi? Când ești la Amvon, asta e partea noastră, că nu ne poate opri nimeni. Și voi ăștia de astație, să nu vă credeți chiar șef, că eu am hongul mare și fără... Deci apreciez bateriile voastre, dar mă duc și pe -a mele. Nu știu dacă le-au plăcut sau nu, am spus așa. Oameni buni, ascultați-mă bine. Unii, de ani de zile, veniți la biserică. Auziți Evanghelia. Voi știți că trebuie să vă pocăiți. Și poate unii v-ați pocăit și apreciem. Știți că trebuie să credeți în Isus Hristos și unii chiar credeți. Și unii știți că următorul pas după pocăință și credință care este? În ascultare de Dumnezeu Botezul. Și tot îl amânați. Pă nu știu ce, că e prea fric, că e prea cald, că nu cântă corul, că nu cântă fanfara, că nu sunt vindeca mâța sau ceva. Și apoi înainte de moarte, vreți eu cu lepedeul sau cu nu știu ce, Acum, frate, păstor, sună toți, vezi că e pe rampa de plecare și e nebotezat. Și am luat următoarea hotărâre. Ascultați-mă acum, până nu avem niciun caz. Pe conștiința mea, numai. Dacă ți-ai asumat 10 ani, 20, 30 de ani, să n-asculți de Dumnezeu aici, frate, asumă până la capăt. Corect? Tot înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, dacă tot mi-am asomat, am venit să mă dau barosan aici, că oricum la tine botezul nu contează. Nu știu dacă le-au plăcut sau nu, dar de atunci nu mă mai chema eu am zis, băgați-vă mințele în cap și vă botezați până vi se îndoie genunchii, până vă ține inima, fără o grămadă de valbe și nu știu ce Că nici nu vreau să-i omor, nu? că nu mă interesează să-i bagă. Dar nici nu pot eu schimba o poruncă biblică pentru că tu, ani de zile, și unii copii născuți în familie de pocăiți, frate, și-au ajuns bătrâni moșneci că ei tot, au amânat, că Ceaușescu, că Iliescu, că Băsescu, știi că de o tot timpul îți dă din astea. Și atunci mi-am notat eu pentru mine, dar m-am mi gândit să nu vorbesc singur, să vorbesc cu voi. Notați vrei patru. Să nu vă pomeniți venit prea târziu. La unii mă gândesc chiar la însurătoare. Dar trecem peste subiectul ăsta, știi că... Eu zic că e important să nu te urci în trenul altă, dar nici să nu-l scapă tău. că deci, s-a dus, după asta, bă, bun, au fost. a fost tu, el șapte ani s-o socotit dacă îi dă o floare sau nu. A fost altul mai rapid și asta este, da? După asta... Alții spre târziu, nu știu, la mărturisire, la, în, în, foarte multe domenii ne putem trezi prea târziu. Și nu este frumos, da? Da, frumos ar fi să închei, dar de ce? A, trebuie să vă zic din Iona 4 cu 1, că asta e scurtă. Iona 4, adică tot capitolul. Știți povestea lui Iona, el, băia bun, da, se gândește că dacă ascultă de cel mai multe ocazii, odată poate să fugă de Dumnezeu, care i treaba, că așa, pentru că nu se pocăiește nicicum, Domnul îi dă experiențe în adânc, experiențe adânci. Da, e frumos subiect. Experiența dânci, acolo își bagă mințele în cap, că nu mai avea ce face, se pocăiește, nu scapă chiar așa, stă vreo trei zile la macerat, dar îl păzește Domnul, iese de acolo, gata, m-am pocăit, mă dus să fac lucrarea. Acum el s-a dus să le spun la ea, crăpați imediat, Dumnezeu. Și are niște nervi de numă. De ce? El mărturisește de ce s-a enervat. După asta spune și de ce -a fugit. Zice eu, acum să mă mărturisesc. De ce crezi tu că am schimbat eu GPS-ul și am luat-o în altă direcție? Eu am știut că dacă va, la unul din ăsta îi trece prin cap să se pocăiască, tu ce faci? Îi ierți. Și eu rămân de fazan. Am venit eu atâta vreme să spun că încă 40 de zile și Dumnezeu vă prejește și imaginea mea acum, bă, o predicat Iuga și nu s au împlinit. Ăștia s-au pocăit, Dorerea lui cea mare, că tu iert pe ea. Dar nu a fost îndurerat când Domnul l-a iertat pe el. Nu a că nu ierta pe alții. Și de aici el tot turbo cu Dumnezeu, cu tare. Și la urmă Dumnezeu spune, bine faci tu că te muni. Da, bine fac, mâni la moarte. La... Și după asta începe să vorbească Dumnezeu. Și știți cum se termină capitolul 4? Cu vorbirea lui Dumnezeu, fără să mai zică Iona nimic. Doamne, bine o făcut. Am. Și ce mi-am notat eu? Când nu poți zice amin, taci. Deci dacă Dumnezeu zice ceva și tu nu poți zice amin, așa să fie, zipit. Taci din gură, nu mai fă păcate. Noi la tot ce hotărăște Dumnezeu, ce ar trebui să spunem? Am. Amin, aleluia, străbi să fie Domnul, Doamne, sunt la dispoziția ta. Dar dacă nu poți, nu știu, nu ai credință, nu ai înțelegere, ca să nu mai agravezi situația și să mai faci excursii pe nu știu unde, că se poartă și în ziua de astăzi cu alte balene, ca să nu intri și tu în cărți să fii citit, mai bine taci. Că o zis unul, stau înaintea Domnului și tac, nu deschid gura. Doamne, înțelept a fost. Să știți că sunt momente în care dacă nu știm altceva, tăcem înainte lui Dumnezeu, măcar nu ne mai facem alte păcate. Asta ne sfătuiește Iona sau am înțeles eu de la Iona, da? Și uite, asta ar merge ultima, că ar mai fi multe, da? Proverbe 4 cu 23, că tot a zis, păzește-ți inima mai mult decât orice. Păzește-ți mintea mai mult decât orice, că acolo sunt izvoarele. Acolo sunt izvoarele. De acolo ies și alea bune și alea rele. Ne rugăm, o să facem ce trebuie în continuare. Poate seara aceasta să notez câteva, că acum a fost greu să piscă pe telefon. Uh... Sau poate că dacă nu-ți place nimic din uh ce s-a spus aici, poate iei tu în capitol 4 și îl citești. Și să vezi, are Domnul un mesaj pentru viața ta. Dar în cazul în care îți propui să-ți notezi sau să citești sau să te rogi, propune să faci imediat, că altfel s-ar putea să te pomenești Ajungi pe la 12, 1, 2, 3 noaptea, după ce ai făcut toate lucrurile importante, alea cu... H -h 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 și zici, Iisus, se sunt varză, n-am mai arăt să citesc niciun capitol, că așa, așa nu o să pricep, iar cele spuse în biserică, uitatul le -am. Da, tu ești bun, eu mă culc și adorm. Că tu mi-o dai. Și Domnul s-ar putea să spună, te las în pace. Ar fi cea mai mare tragedie. Sau Domnul s-ar putea să spună, eu nu pot să-ți dau pace în condițiile astea, culcă-te. Ca să nu pun poveri prea mari. Hai să vedem. Acum de la voi nu mai ține o minte, trebuie să-mi Dar de la mine, ce-am zis prima dată? Matei. Ispititorul poate fi alungat. Măi, așa de greu de reținut? Nu -mi, mi se pare ușoare, nu știu de ce, dar poate mi-am... Știi că și mintea dacă ți-i folosită, așa, dacă nu... E greu că... Ispititorul poate fi alungat, poate fi înfrânt. Hai să ne folosim mintea, că mai trebuie să dispară rugina, o folosim pentru Dumnezeu. Marcul 4 ce era? Furtuna altora poate fi potolită, da? Eu să ținem ideea, că v apoi v-am spus, vorbele le știți, voi ideea o uitați, da? Ca și milițienii la tabla mulțirii, dar vă spun cum. Bun, deci ispititorul poate fi alungat, furtuna poate fi potolită, păcătoși pot fi transformați. Ai o colegă care crezi că nu poate fi transformată? Nu. Ha. Ai o singură colegă, am înțeles, dar bun. Așa, fapte. Biserica poate fi unită. Amin. Doamne ajută. Biserica să fie unită. Apoi ce era? Întâi Corinteni cu cine te face deosebit și ideea este că deosebit în sensul frumos te face numai Hristos. Slavă Lui! Păi nu, da, evreii de ce l-a țărit? Să lucrăm astăzi, că mâine poate fi prea târziu, să lucrăm acum, este timpul lui Dumnezeu și la toate acestea păzeșteți mintea, inima, asta este, mai mult decât orice. Ascultați-mă, mintea nu trebuie păzită de Cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu nu face rău minții. De aceea ni se spune că mintea noastră trebuie să fie îmbibată în cuvânt. cuvântul lui Dumnezeu să fie din belșug, din abundență în mintea noastră. Mintea trebuie păzită de păcat de gândurile, și cum o păzim punând în ea cuvântul lui Dumnezeu. Avem pentru ce să ne rugăm? Avem pentru ce să mulțumim. Uh, lung sau cea mai lungă rugăciune, patru minute? Patru minute e foarte lung de eu zic, uite, patru minute să ne rugăm să vedem dacă avem ce spune. Dar nu vorbe goale, dacă avem ce spune pentru noi și dacă pentru noi numai un minut, vă rămân trei minute să vă rugați pentru alții și dacă nu vă vine nimeni în minte, vă rugați pentru mine. Eu am nevoie de rugăciuni mai mult decât vă dați voi seama. Dar poate vă vine în minte și un coleg și cu tare și așa și să ne binecuvântăm unii pe alții. Haideți să ne ridicăm la rugăciuni.